Mănăstirea Voroneț. Conform legendei, mănăstirea Voroneț este ridicată de Ștefan cel Mare pe locul unui schid din lemn în care ar fi trăit Daniil Zihastrul, cel care l-a ajutat cu sfatul în momente de grea cumpănă. Biserica cu hramul Sfântul Gheorghe a fost construită la 1488, în 3 luni, 3 săptămâni și 3 zile. Desființată de austrieci la 1786, când chiliile au fost distruse, mănăstirea va fi reînființată de-abia după 1989. Dacă pictura exterioară a bisericilor moldovenești începe în vremea lui Ștefan cel Mare, ea va atinge culmea și va rămâne ca un produs al epocii lui Petru Rareș. În chiar această perioadă, mai precis între 1534 și 1535, se execută și la Voroneț pictura exterioară, care a intrat în circuitul cultural internațional prin albastrul închis al fondului și prin judecata de apoi, de pe peretele vestic. Compoziție monumentală pe 5 niveluri, unică în arta creștinismului oriental, aceasta din urmă este considerată de către specialiști egală picturii Capelei Sixtine sau a imaginilor de la San Marco din Veneția. Dincolo de valoarea artistică și de mesajul spiritual, judecata de apoi conținea pentru contemporani și un mesaj politic anti-otoman. Principalii condamnați ai judecății sunt turci și tătari, reprezentați cu mari turbane pe cap. Fondul pe care se desfășoară acțiunea tuturor scenelor reprezentate pe pereții exteriori ai bisericii este cunoscut ca albastrul de Voroneț, egal al verdelui veroneze și al roșului tizian. Până de curând s-a crezut că pictura interioară din timpul lui Ștefan se păstrează doar în altar și naos, însă cercetări mai recente au arătat că și pictura pronaosului este tot din acei ani. Printre cele mai reușite realizări ale acelei perioade, ea impresionează prin forța de expresie a compozițiilor, claritatea și rigoarea desfășurării iconografice, desenul viguros, gama cromatică grabă. În tabloul votiv, personajele sunt clar definite, atât prin atitudinea corporală, cât și prin fizionomia în consens cu încărcătura dramatică a scenelor.